găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ancien. Astăzi vorbim despre celulită. Este o problemă cu care se confruntă foarte multe femei. Câte vom afla imediat. Medicul dermatolog Anca Pop ne explică ce este celulita, care persoane sunt mai predispuse și câte grade există. Să aflăm mai multe despre celulită. Celulita este de fapt un proces anormal de stocare a grăsimilor, care apare datorită unor dezechilibre hormonale, alimentație excesive. Ce se întâmplă? Cele adipoase cresc în dimensiuni și pot să ajungă la un volum de peste 60 de ori mai mare, comprimă vasele din jur, se încetinește astfel microcirculația sangvină și se produce și o retenție de lichid între celule. Da? Celula subcutanat se inflamează și astfel apare acel aspect bine cunoscut de coajă de portocală. Din punct de vedere medical, este practic o lipodistrofie, așa o numim noi, o lipodistrofie localizată, o degenerescență a țesutului adipos, care, sigur, are mai multe faze de evoluție în funcție de comportamentul fiecărui pacient în parte. Cam 8-10 dintre femei au un anumit grad de celulită. Sunt mai predispuse femeile sau bărbații la celulită? Femeile sunt mult mai predispuse și în special pe zona de șolduri, de fese, abdomenul mai mult la bărbați, dar puțin bărbați, cei care au un grad de obezitate. Dar femeile sunt mult mai predispuse, după cum am spus, 8 din 10 au un anumit grad de celulită. Spuneți-mi, vă rog, care sunt cauzele cele mai frecvente ale apariției celulitei? În primul rând, alimentația. Alimentația excesivă, necorespunzătoare, combinată cu viața sedentară, cu dezechilibrele hormonale, anumite afecțiuni care determină o retenție hidrică, bolile hepatice, ortostatismul prelungit, statul foarte mult în picioare. Însă la femei baza sunt dezechilibrele hormonale și în primul rând în perioadele de pubertate, sarcină, premenopauză, în care activitatea estrogenilor este la nivel maxim, acest hiperestrogen se apărând datorită unei hiperfuncții ovariene. Determină și o afectare a hormonilor tiroidieni, deci ceea ce și-a trebuit luat în calcul, care încetinindu-se sinteza hormonilor tiroidiene, o hipotiroidie poate să ducă la o îmbibare a țesuturilor, pentru că depozite de grăsime se dizolvă mult mai greu. Unde este localizată cel mai frecvent celulita? Celulita cel mai frecvent este localizată la nivelul feselor, coapselor, mai ales partea exterioară, unde apar pernuțele, la nivelul abdomenului, dar și la brațe, partea interioară, partea internă, partea posterioară. De asemenea, cele mai frecvente acestea sunt, dar apare și la nivelul bărbiei, așa numită bărbie dublă, chiar la nivelul cefei, umerilor, dar la pacienții mai obezi, mai supraponderali, chiar la partea posterioară. Care sunt stadiile celulitei? Sunt, prima fază, faza în care nu există și în țesutul adipos este foarte bine vascularizat, este normalitatea. Prima fază ar fi celulita edematoasă, când pielea își pierde un pic supleția și elasticitatea. Este o fază reversibilă, în care practic este încetinită un pic microcirculația și nu apare încă aspectul de coajă de portocale, decât dacă ciupim pielea. Nu este dureros, este în regulă. Aici putem acționa deja și cu rezultate bune. Faza a doua ar fi celulita fibroasă, când deja crește numărul de fibre de reticulare și dimensiunea lor și care sunt cele care înconjură celulele adipoase. Da? Și astfel comprimă mai mult vasele de sânge din apropiere și astfel se încetinește foarte mult circulația sângelui și oxigenarea. Faza a 3 deja este faza sclerotică, în care apar chiar micronodulii. Celulele adipoase și fibrele deja creează conglomerate și astfel se închide chiar microcirculația, apare aspectul acela de coajă de portocale, pielea este mult mai sensibilă la palpare. Și ultima fază, în care deja este irreversibilă și micronodulii sunt și mai mari, pot să fie macronodul, se simt chiar la palpare.
și pielea este sensibilă, chiar dureroasă, în repaus. Cam acestea ar fi în principal. Dacă luăm măsuri încă de la apariție, nu vom ajunge la ultimul stadiu al celulitei. Acum că am aflat totuși ce este, putem să aflăm și cum o combatem. Asta de la antrenorul personal Adriana Velicov. Am fost la Adriana în sală și am aflat care sunt exercițiile care ne vor ajuta să rămânem în formă și să scăpăm de celulita în stadiile 1, 2, chiar și 3. Un prim exercițiu ar putea fi genuflexiunile clasice sau squaturile, cum le întâlnim în sala de sport. Putem să executăm 3-4 serii, câte 15-20 de repetări. Jos, inspir, inspir pe coborâre, expir pe ridicare. În al doilea exercițiu pot fi fandările clasice. În față, în spate, lateral. Acum o vei executa fandările în spate. Braț picior alternativ. Nu uităm de respirație. Bun. Trecem la fandările în spate. Lateral. Lateral, spate. Bun. Pot să mențin în izometrie 30 de secunde, 3-4 serii. Bun. Apoi, putem trece la saltea. Ne așezăm pe palme și pe genunchi. Vom ridica piciorul în spate. Abdomenul este încordat, spatele drept. Tarban flex. La fel, 3-4 serii. De 15-20 de repetări pe un picior, apoi schimb pe celălalt. Aducții. Laterale. 15-20 de repetări, 3-4 serii pe un picior. Ne întoarcem. Ridicăm bazinul, fesierul este în contracție, ating solul și împing sus. 4 serii, 20 de repetări. Bun. Dacă avem la îndemână, putem să utilizăm și benzile de rezistență pentru a adăuga un grad de dificultate exercițiilor. La fel, același exercițiu. Ridicăm bazinul. Bun. Menținem ridicat. Aducții. 20 de repetări. 3-4 serii. La fel, de pe palme și de pe genunchi. Folosim banda. Voi lucra biceps femoral și va intra și fesierul. Vârful este pe sol. Bun. Și ridicăm. La fel, 15 repetări, câte 3-4 serii pe un picior. Din picioare, la fel, putem să utilizăm banda de rezistență. O așezăm deasupra genunchilor și putem combina clasica genuflexiune cu aducție laterală. Sau pot menține pe un picior. Schimb. Putem să mai adăugăm încă o bandă deasupra pieznei și avem mers lateral. 2-3 pași, stânga-dreapta, de 3-4 ori.
mușchii vor fi în contracție maximă și te va arde. Deși nu am făcut mișcare, se simte transpirația. Adriana ne-a muncit. Am văzut care sunt cele mai eficiente exerciții. Totuși, nu uitați că și alimentația este extrem de importantă. Un stil de viață sănătos ne ajută să scăpăm de celulită sau să o prevenim. Să ne revedem sănătoși!